Aproape 300 de sportivi din 29 de cluburi de karate Kyokushin din România și Bulgaria s-au întrecut sâmbătă pe tatami în ediția a doua a Cupei Dunării. Competiția s-a desfășurat la probele Kumite și Kata, gazda fiind sala polivalentă din localitate, în organizarea Direcției Județene pentru Sport și Tinere Giurgiu și International Federation of Karate România. A fost o întrecere amplă adresată sportivilor cu vârste între 5 și 18 ani, copii, cadeți și juniori, atmosfera competițională vorbind de la sine. Aș vrea să îmi permiteți să urez succes tuturor combatanților juniori, seniori din această zi. Este o zi importantă, este o zi plină de emoție pentru mine și pentru familia mea, pentru că la Giurgiu se întâmplă astfel de evenimente. Felicit organizatorii, felicit invitații, felicit conducătorii federației și pe dumneavoastră pentru toate inițiativele și toată susținerea acestui stil de arte marțiale de contact. Acest turneu este foarte important prin prisma faptului că este prima ediție, primul turneu organizat sub egida AFK România, Federației de Karate Knockdown. Participă un număr foarte mare de sportivi, aproximativ 300 de sportivi, de la 29 de cluburi din România și Bulgaria. Este o ediție precedentă a Cupei României, care se va desfășura în 21 mai la Sibiu. Este deschiderea oficială a evenimentelor care se vor desfășura în cursul acestui an și premergătoare campionatului mondial care se va desfășura anul viitor, în perioada 27-28 mai, tot la Sibiu, va fi pentru prima dată în România când se va organiza un campionat de karate Kyokushin. Reprezentantul IFK a fost plăcut surprins de organizarea gazdelor și mai ales de publicul giurgiuvean, care a umplut efectiv tribunele. Am fost foarte impresionat atât de publicul prezent, cât și de organizatorii competiției, a cluburilor participante din Giurgiu, care au făcut un efort deosebit, în așa fel încât competiția a fost organizată la cele mai înalte standarde.